Ok, bun. Andrei, vreau să spun că de data asta... What? Bă, stai, asta e ceva ciudat. Andrei, de ce te uiți la un televizor închis, gen? Adică de obicei te uitai la pește, adică era clasicul, gen. De fiecare dată, na, începea episodul și te uitai la pește, adică, gen... Ce se întâmplă? Da? Andrei, ești ok? Gen, ești ok? Da, sunt. Păi, mă duc la magazin. What? Băi, fraților, ceva ciudat se întâmplă. Mă, dar cât mai stăm ăsta la magazin? Cumpără tot magazinul sau ce se întâmplă? Ia că mă duc să verific. Nope, la magazin nu e. Deci, da, din păcate noi nici măcar la magazin. Bă, frate, dar e la baie. Hai că e la baie dacă e. Deci avem o oaie în casă. Ok, mă rog, asta nu contează. Păi, frate, trebuie să știu și... Andrei! De ce mai mi-ți zic că te duci la magazin, dar de fapt erai în pat? What? Ce sens are? Sunt supărat? Ok. Păi așa, înțeleg. Păi hai mă, hai. Hai vino să ne uităm la pești. Hai să, nu știu, să mergem la Nea? Adică nu, adică stai, fii atent, mergem la mall, ridică-te din pat, nu știu, mâine. Ok, acum e noapte, aștept să se facă mâine, pentru că mâine a spus că Andrei, adică mi-a spus Andrei că merge la mall, deci practic, cred că mâine o să fie mai ok. Andrei, este mâine și este timpul să mergem la mall. Haide, let's go. Bun, hai, fii atent. Deci am o idee. Poi mâine. Ok, bine, cum zici tu. Deci mâine ar trebui să mergem, adică gen, poi mâine înseamnă mâine. Ok. Gata, e poi mâine. Haide, Andrei, timpul să mergem la mall. Hai că, deci, fii atent, ne întâlnim. Știi cu cine ne întâlnim? Deci o să ne întâlnim cu cineva. Deci nu te-ai mai întâlnit niciodată cu el, fii atent. Ne întâlnim cu Mihai din clasă, cu Ioana, că am zis că ieșim cu toții la mall. Și fii atent, după facem ceva interesant. Nu știu, abar n-am vedem noi ce facem. Hai, ridică-te, haide. Cum adică, bă, hai că deja mă enervezi, ridică-te. Bă, frate, aute-mă, ridică-te. Andrei? Ok, bine, ok, nu te ridica de acolo, nicio problemă, nicio problemă. Ok, bine, nu te trezi, nu te ridica, nu te ridica, nicio problemă. Nicio problemă, nu te ridica absolut deloc, nu e absolut nicio problemă. Rămâi acolo, ok. Ok, Andrei, nicio problemă, niciun fel de problemă, băiatul, ok, aha, diam, na, mă, na, Andrei, nu zici nimic, da, păi nu zici nimic că ți-am făcut amuzant. Bă, frate, mă, eu știu, cred, eu știu ce o să-l facă pe Andrei să-și revină. Ok, bam, bam! Eh? Eu cred că nu mai știa cum să dea drumul la televizor, mă, și de-aia era trist. Ia uite, Andrei, a? Mă, ce? Bam! What? Andrei a oprit televizorul cu pești? No, cineva să cheme preotul că... Cred că ăsta nu e el. Andrei, ești ok? Tu ești? Bă, băiatule, lasă-mă că n-am chef de pești. Nici de mult. Dar de o pizza ai chef? Nu. Bă, ce se întâmplă? Oaie, zi ce se întâmplă. Ok, ieșiți din curtea mea acum. Ok, nicio problemă. Hai că știu, gata, fraților, știu, stați așa. Ok, luăm unul de aici. Știu ce o să-l înveselească, să zic așa. Andrei, ia uite ce am eu pentru tine. Ursulețul de pe Salăpugro. E, ce zici? Da, mulțumesc mult. O să stau cu el aici. Păi, ursulețul nu stă aici, ursulețul stă în curte și te așteaptă și pe tine să stai în curte, eh?
Spune-i că vin imediat. Ok. Ursulețule, Andrei vine imediat. Andrei, au trecut 12 ore. Crezi că mai vii gen în curte? Imediat. Ok. Ursulețule, a zis că vine imediat. Băi, frate, efectiv au mai trecut 12 ore. Bă! Efectiv, nu te-ai mișcat din locul ăsta de 25 de zile. Efectiv, mișcă-te. Mamă, deci nu, mă enervez atât de tare. Deci mă enervez atât de tare. Andrei, ce ai efectiv? Ți-e rău? Vrei să... Ce se întâmplă? Sunt supărat. El e supărat, e nefericit. Păi și de ce e supărat? De ce ești așa? Ce? De ce? De ce? Ce? Am luat o notă mică la școală. Ok? Și? Nu e mare chestie, gen wow. Și încă un motiv e? Care e? Că n-a dat lumea like încă! Păi într-un fel aici la partea asta te înțeleg și eu sincer, că într-un fel nu se poate așa ceva, adică cum adică n-ai dat like? Cine n-a dat like? Ia, zi pe nume, cine n-a dat like? Matei! Wow, și Darius! Ok, Matei și Darius, de ce n-ați dat like, nu? De ce n-ați dat like? Și te faci pe tine acolo, știi? Chiar dacă nu ți-am zis numele, dă like. Ok, gata, acum au dat toți? Da, presupun? Ok, bun. Păi și acum te ridici? Stai, nici nu știu de ce te mai întreb. Ridică-te! Așa! Ei, Andrei! Hai, bă, nu te mai ridica din patul ăla de 5 zile, nu te simți așa bine, că nu știu, te-ai ridicat și tu în sfârșit și efectiv poți să stai și tu. Hai să mergem afară, Andrei. Tu o să strângi asta? Da, chiar eu o să strâng, promit. Și hai să mergem la niște karting. Haide, urcă mașină, urcă. Aia zic, bun, mergem la karting. Ia uite, cum e, mă, aerul fresh de afară. E altă viață, mă, ești nebun să ieși pe afară. Stai așa, să parchezi și undeva pe aici mașina, să ai cu parchezi cu spatele. Nu e aer fresh. Da, mă rog, în orice caz, că miroase urâtă mașina asta. Bă, știi ceva? Trebuie să o duc la spălătorie, dar o ducem după ce venim de la karting. Haide, mă, haide. Hai să mergem la karting. Haide, mă, Andrei, ți-ai zis că o să ne distrăm. Hai să mergem la Dorel să vorbim aici. Salut, vrem și noi două karturi. Ne pare rău, doar momentan facem revizia la karturi. Nu, deci da, normal, când voiam să mă distrez și eu. Bă, să-mi ies din starea asta. Bă, logic. Frate, bă, în primul rând că sunt în revizie. Bă, stai, mă, bă. Dar ce am atins așa supărat? Să a falimentat pizzeria din oraș. Nu mai există pizza în lume. Ce s-a întâmplat? Efectiv, nu înțeleg de ce ai o stare de asta de supărare continuă. Adică, dacă falimenta pizzeria, mă bucuram. What? De ce? Am eu o idee. Ce idee? Mă rog, e mai complicat. Mă gândeam să deschid o pizzerie, dar mă rog, nu sunt sigur încă. Băi, ești de bună, 3.25 și deschide o pizzerie? Wow, chiar aș vrea să văd asta. Auzi, Dorel? Oh, mamă, ce mi-a scăpat astea din greșeală. Putem să mergem acum? Sigur, poftiți în carturi? mersi. Hai, Andrei, să mergem. Dar hai să începem cursa de aici, gen. Hai. Hai să vedem. Bun, hai. 3, 2, 1 și... Woohoo! Andrei, de ce merge așa încet? Gen, ce se întâmplă? Mielene s-a pus accelerația mai tare. Bă, frate, ce are? Andrei, te-am dus la cel mai bun restaurant chinezesc din lume. Așa că, mă rog, cu specific de ăsta asiatic, toate nebunile. Așa că așteaptă aici, pentru că imediat vin cu mâncarea. Revin imediat, stai o secundă. Ia uite, mă, acum dacă nu o să-l înveselesc pe bune. Mamă, cât de bine arată tot! Mama, Andrei, băiatule, băi! Mamă, și cum miroase! Mamă, cât de bine arată! În sfârșit este, mă, l-am făcut fericit și în sfârșit! În același timp, parcă nu aș mânca? What? Bă, uite ramenul ăsta, joacă ramenul ăsta, băiatule, ești de bun, mamă cum e. Bă, wow, efectiv, îmi plouă în gură,
Dar nu mi-e foame, dar arată bine. Mănâncă! Chiar era necesar să mănânc atât? Bă, nu știu, adică până la urmă tu ai mâncat, nu eu. Este, mă, în sfârșit a revenit puțin la normală. Și uite, mă, Andrei, ne-am întors la restaurant și uite, e și ursulețul de pe Aislelem.ro cu noi. Adică, ce poate să fie mai tare de atât? Adică, zi și tu, frate, zi și tu. Ăsta e Andrei 2010 al patrulea, nu prea e preferatul meu? Bă, frate! Atunci zi-mi tu care e preferatul tău de aici. Ia zi, care e preferatul tău? Sunt pedepsiți toți? Ce, mă? Dar ce-am făcut așa rău? Uite, mă, Andrei, ne jucăm volei! Yay! Ce tare, nu? Bă, chiar e distractiv rău. Zici și tu. Da, ce tare, nu? Da, exact! Ce tare, ne jucăm volei în curtea lui Lorenzo, care dacă ne găsește aici s-a zis cu noi. Yay, ce tare! Oh, ai dreptate. Fugi! Uite, Andrei, ca să vezi ce prieteni buni sunt și ca să fii mai vesel, ți-am cumpărat o chestie, o surpriză. Vino încă, hai, vino după mine, așa, închide ușa. Ta-da! Ți-am cumpărat un apartament! Ia uite, ce zici? Este un apartament. Ce, mă? Da, știu, probabil ești în stare de șoc în momentul. În primul rând am o casă și în al doilea rând e și la etajul 1. Și ce ai, ceva cu apartamentele de la etajul 1? Și al treilea rând e MOV. Așa, și care e problema? E tare, nu? Adică mă gândesc că îți place. E oribil. Bă, frate! Mă rog, noroc că nu l-a cumpărat și că l-am luat doar în chirie. Nu știu, voiam doar să-l fac mai fericit. Bă, frate, ce are Andrei? Andrei, ca să te fac mai fericit, am zis să ne jucăm niște fotbal cu mașini! Bă, cât de tare! Zi tu de nu-i tare, zi, ești becher sau nu? Da, este, aia zic. Woohoo! Mamă, deci fotbal cu mașini, frate, ia uite. Bă, cât de mișto efectiv, dar, mă rog, logică, na, logică îl fac că sunt mult mai bun decât el în momentul ăsta. Adică e dovedit științific și, go! Oh my god, wow, super. Bă, cred că mai mult îl întristez, dar stai așa. Wow! Mama, și, gol! La 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 la. Oh my god, băi, cât de bun sunt. Efectiv, wow. Ok. Și. Oh my god, am câștigat. Băi, cât de tare a fost. Wow, bravo. Vreau acasă. E, cum a fost la fotbal? A? Oribil. Ba, frate, dar eu chiar m-am chinuit. Mă duc în camera mea. Ok, bine, fie, cum zici tu. Și curățenia asta cine o face? Și vezi că ai o factură, bă, vino în față. Ai o scrisoare și sutra asta e pe numele tău. Ia uite, mă, nici televizor nu mai avem. Avem aici, da, ce tare, o să stau în picioare acum să mă uit. Ce tare, mă simt ca Andrei 2010, efectiv. Andrei, nu știu, fă curățenie acum. Bă, what? Ce s-a întâmplat? Bă, ce? Ce ai, bă? Ce ai? Nu cred? Ce nu crezi? Că te pun să faci curățenie? Sunt cel mai fericit om din lume? What? Ce? Păi stai că parcă erai cel mai supărat om din lume. Mă, ce ai citit tu acolo? Ia stai așa. Mesaj din partea școlii. S-a produs eroare cu nota de acum o săptămână de la geografie. A fost de fapt pe numele Fan Andrei 2010, nu pe numele Andrei 2010. Ne cerem scuze. Păi și tu de-aia erai supărat, mă, că ai luat o notă proastă la geografie? Da! Doamne ferește, păi și acum gata, nu mai e supărat că de fapt a fost o eroare? Da! Ai de capul meu. Na, poftim motive pentru care Andrei e supărat. Hai să strângem. Vai de mine. Wow, asta chiar e cel mai stupid motiv.